Doamne și domnilor, bună seara, bun găsit la o nouă ediție emisiunii Sub semnul întrebării. În această seară am bucuria să fac o emisiune, sper eu, extraordinară cu profesorul, scriitorul, publicistul Alexandru Mironov. Bună seara, domnule Mironov, directorul revistei Știință și Tehnică, o revistă excepțională cu care am crescut toți, ca să zicem așa, și care, printr-un miracol, încapare în format fizic, în format tipărit. Nu e un miracol. Nu e un miracol? Dar mă îmbrânci alergând să scoatem banii ca să mai tipărim. Da, și ăsta este un miracol, că încă se poate. Domnule Mironov, vreau să pornim direct cu o chestiune care e la ordinea zilelor, ca să spunem așa, nu a zilei neapărat. Nu vă spământă deloc această explozie a inteligenței artificiale? Că trăim niște momente excepționale din mult, niște salturi extraordinare. Ca jurnalist de știință crescut la locul de muncă, dar membru al Uniunii Scriitorilor, da, conștient că trebuie frazele să se lege bine, m-a interesat foarte tare un fenomen bizar al anilor 1850. Doi nebuni au pus o cale de fier între Manchester și Liverpool la un cazan cu aburi la care făceai foc și aburii țâșneau și îndurteau, au pus cazanul ăla, i-au pus roți și l-au pus să meargă. Ziariștii pământului, ziariștii britanici au sărit peste tot. Uite, nebunii ăștia, vă dați seama, o să sară ochii oamenilor din cauza legilor mecanice, o să nebuiască vacile, o să fie dezastru. Da. Au fost terfeliți Stephenson și toată echipa, în fel și fel de echipă. Acum, singurul risc este dacă cumva ții geamul deschis și te trage curentul când mergi cu trenul, nu? S-a obișnuit societatea și s-a obișnuit foarte repede, foarte, foarte repede. Primare, nu v-a speriat faptul că ați găsit un mic dispozitiv acum 25 de ani în care în loc să zici 7, 8, 56, apăsai două butoane și... Sau dacă dumneavoastră, pe copilul dumneavoastră, nu l-a mirat. Nimeni nu s-a întrebat cum face asta înăuntru, sârmulițele, cum le leagă. Ci pur și simplu merge așa. De altfel, nici când ne obliga învățătorul să învățăm tabla mulțirii, nu știam cum să facem capul nostru, dar învățam tabla mulțirii. Omul se obișnuiește cu toate. Un alt anumit creier, care e fenomenul cel mai complex pe care îl are Universul, este sortită să ne ducă pe drumul unei desăvârșiri la care nu vedem capătul. Sunt și nu sunt de acord. Deci nu mi-e teamă sub nicio formă. N-am să vă contrazic eu, am să vă aduc în discuție însă un argument foarte interesant pe care l-a lansat la un moment dat Yuval Noah Harari, pe care îl știți foarte bine, și care spunea da, citez cumva sau încerc să-mi aduc aminte, nu neapărat cum spunea el, dar ideea era următoarea: dacă în cazul motorului Wabur, pe care îl pomeneați mai devreme, a-l opri era destul de simplu, pentru că stingeai focul sau nu mai băgai lemne pe foc, da? Problema cu ceea ce înseamnă sculele de-astea din generația nouă și inteligența artificială în special, că despre ea vorbim, este că ea la un moment dat s-ar putea să devină realmente autonomă, să nu știi de unde să o mai oprești, pentru că ea se poate diviza, se poate ascunde în diverse servere, poate să capete, cu alte cuvinte, personalitate, să-i spunem în felul ăsta, ceea ce trebuie să admiteți că e un pic înspăimântător. Știm să oprim centralele nucleare imediat? Apăsăm pe buton? Uneori da, dar au fost și accidente. Nu știm. E procese care durează. Bun, nu într-o secundă. Se va întâmpla și asta, adică vom ști să oprim la timp. Însă este foarte probabil ca evoluția materiei de la anorganic spre viu, apropo, un inginer foarte puternic în termodinamică care a emis teoria constructală, se numește Adrian Bejan, e un american născut la Brăila și un sclipitor inginer pe pământ. El demonstrează că totul merge, că totul curge, pantarei, chiar și la materia moartă, care curge de la Big Bang până în momentul în care apar gigantele roșii. Se formează primii atomi după ce cele patru forțe se despletesc, să zic așa. Primii atomi înseamnă întâi se formează atomul de hidrogen, pentru că ăsta e doar un proton la asta. Urmă, când apare oxigenul, avem apă. Prin urmare, poate să pornească viața și la momentul gigante roșii, viața poate să pornească prin molecula asta în care un element extrem de capabil, misterios, carbonul, reușește să lege în moleculele mari. Și de aici viața evoluează spre ce? Spre perfecționare, spre rațiune, spre inteligență. S-ar putea ca Universul să aibă comanda asta în el însuși, prin legile fizicii, să ducă, să curgă totul spre inteligență. Adică dumneavoastră vedeți totul ca fiind într-o succesiune de etape.
Și noi suntem în acest moment la un anumit nivel al acestor etape și mergem spre ce? Spre folosirea poate cât mai mult a creierului uman sau spre eternitate. Da? Da, spre eternitate. Ce e Homo sapiens? Ce e Robert Turcescu? E un nor uriaș de atomi care s-au organizat în molecule, în mod misterios și de neînțeles cum au făcut moleculele să aranjează, care s-au desenat sau creat pe ele însele datorită unui ordin care se cheamă ADN, acid dezoxiribonucleic, și uite pe Robert Turcescu, care a apărut în urma unor comenzi, folosind elementele Universului. Tabloul Mendeleev e același peste tot. Și apare persoana asta, elementul cu tare, animalul cu tare, planta, steaua și așa mai departe. Acum, dacă m-ați provocat cu această descriere, da, dumneavoastră credeți în existența unui creator? Nu. Nu? Creierul meu, creierul dumneavoastră, creierile noastre sunt creatorii. Ăștia sunt creatorii. Dar legile naturii în acest univers, poate alte universuri au alte legi ale fizicii, legile naturii obligă la dezvoltare. Ori dezvoltarea înseamnă spre complexitate. Asta e concepția darwinistă. Nu, nimeni nu... Adică, credeți în... Al contrazice pe Darwin e o dovadă de, cum să spun, neînțelegerea lumii. Uh-huh. Dar Darwin se ocupă numai de materia vie. Corect. Deci, în momentul în care apare materia vie, se dezvoltă. Și până la vin alți Darwin, von Neumann, de pildă, care zice, informația contează mai mult. De ce să ne ocupăm de atomii ăștia greoi? Ajungând la biți, altfel aranjăm lucrurile. Biții sunt inefabili. Cu biți putem duce mai departe. Așa că, așa spune un cercetător britanic de sușă, pe nume Suleiman Mustafa. Dom'le, atâta plăcere mi-a făcut Robert când am auzit, dom'le, în țara aia lui Shakespeare, în țara lui Newton, vine sirianul Suleiman Mustafa cu mamă și învață cum va fi cu inteligența artificială, vă spun eu, britanicul pe care îl vedeți acum. Și el spune așa, iau și demontez Homo sapiens, ordinele pe care le-ați primit, le-a primit natura ca să se formeze persoana asta, le deșghioc, le dau la o parte, folie cu folie. Așa cum am făcut cu ADN-ul uman, nu? La un moment dat am ajuns să... Da, le pun pe masă. Da. Cu genomul uman. Da, și fac ceea ce s-ar putea numi o rețea neuronală. Există rețele neuronale, le avem înăuntru. Da. Noi nu știm cum funcționează un gând, de fapt, să știi. Nici măcar poetic nu ne închipim, dar un gând înseamnă o explozie a unui șir de stele în galaxia care înseamnă creierul meu. Nu știm nici conștiința cum funcționează. Conștiința e deja o altă problemă și altfel se arată. Și deci îmi fac setul ăla de reguli. L-am descompus pe Robert Turcescu în regulile care sunt. Regulile astea sunt nu atomi. Nu, sunt comenzi, sunt biți. Care pleacă, unde pleacă? Pe sistemele internetului. Ce e internetul? Știe cineva să dea definiția? L-a cântărit vreodată cineva? Au încercat unii. Le-a ieșit 0,1 grame care avea tot internetul pe pământ. Nu e un pic de sârmă, de plumb, de noi, nu e în asta. Dar e în jurul nostru, e cloud, ăsta e peste tot. Și atunci acolo am comanda ca să apară persoana asta. Sau persoana asta. Adică dumneavoastră, că mă intrigați deja. Credeți că am putea fi recompuși la un moment dat dacă cineva ne deșifrează? Teoretic, da. Da, nimeni nu oprește. Inclusiv cu ceea ce înseamnă sentimente, conștiință. Asta să mai așteptăm vreo 20-30 de ani, până când vom vedea primii roboți antropomorfi, asemănători nouă, da, care vor fi sensibili. Eu am adus o carte aici care îmi place foarte tare. Când spun o carte, gândiți-vă că asta are 880 de pagini și am citit 3 volume. Deci 2000 și ceva de pagini, e o carte despre inteligența artificială. Spațiul Revoluției, cum se numește? Da, spațiul Revelației. Revelație. Revelație înseamnă astronava asta, pleacă, pentru că pe Pământ s-au întâmplat nu știu ce ticăloșii. Toate scenariile sunt așa. Pământul moare și trebuie să omul pleacă în spațiu. Și pleacă spre diverse părți ale Universului ca să stabilească pentru specia umană o continuitate.
Dar aceasta este o astronavă inteligentă. Adică ea însă și e un creier. Oamenii dinăuntru călătoresc în interiorul unui creier cu care sunt prieteni. Da, frumoasă idee. Da. Judecă și este în bună prietenie astronava electronică informatică cu inteligența vie, inteligența plantelor pe care le cară cu ea. Adică sunt niște concepte care sunt azvârlite. Autorul ăsta e Reynolds, cercetător în Marea Britanie și apoi la Bruxelles, la Uniunea Europeană, a părăsit Uniunea Europeană și s-a apucat de chestii serioase, să scrie cărți. A scris cărți pe care le citesc oamenii pe rupte. Dar el, despre inteligența artificială, vorbește de zeci de ani deja. Urmează să vină, fraților, și a venit. Iată-ne. În jurul nostru sunt noi înșine, suntem din ce în ce mai legați de mașini. Adică, cred că nu doar în somn, cred că nu dormim cu ăsta în mână. Unii dorm cu el, adorm cu el în mână oricum și în somn, cu telefonul mobil. Dar, în general, suntem înconjurați. Legătura cu computerul, cu telefonul mobil, cu ecranele, în general, așa mai departe. Vedeți, la un moment dat, ducându-se această simbioză între om și mașină până la momentul unui soi de, n-a spune, contopire neapărat, dar o legătură care să nu mai poată fi în niciun fel desfăcută. A emite ipoteze despre viitor e riscant. Știu, dar dumneavoastră cu asta v-ați ocupat o viață întreagă. Gândiți-vă dacă că... n-aș fi întrebat pe nimeni altcineva decât pe Alexandru Mironov, vă spun sincer. Nu. Gândiți-vă că IBM, prin mare putere pecuniară pe care o are, a declarat, după ce primele computere au început să funcționeze, să știți că omenirea nu va avea nevoie de mai mult decât un singur computer. Deci IBM-ul se condamnă. A, niște proști. Se joacă acolo, fac ei tot felul de combinații, dar nu-i nevoie de așa ceva. Trec 5 ani și dintr-o dată se prăval peste ei desktop-urile astea mici. Bine, Tim Berners-Lee, care e fizician și care era la Geneva, cred că se distra. Ia să leg eu niște computere între ele și să dau comandă aici, dar trebuie să mă asculte următorul și următorul și următorul, pentru asta trebuie să le fac un soft, un program. Face programul, dă, și așa s-a inventat internetul. Da. Tim Berners-Lee a inventat internetul. World Wide Web. El a limit WWW. Și au sărit pe el rechinii de la... Și au zis, hai să scoatem bani mulți. Și el a spus, vi-l dau degeaba. Ce frumos moment în istoria omenirii. Vi-l dau, luați internetul degeaba. Este ca și cum Tim Berners-Lee și echipa aia de la Geneva ne-ar fi făcut cadou un nou strat de atmosferă în jurul Pământului. Căci asta e. Asta. Noi acum suntem înconjurați de cloud-ul ăsta gigante care e acolo și curge informația peste tot unde vrem. Și un efect pe care la fel nu ne gândim foarte tare la el. Folosim telefoanele astea. Da. Peste tot, vorba dumneavoastră, unde și în cele mai intime locuri. Și el lucrează cu creierul meu, telefonul ăsta. Și cu al dumneavoastră. Și la un moment dat se blockchainizează, cum se zice, zice, toate, sunteți toți la o altă. Un singur creier al Pământului. Poate spre asta trebuie să ne ducem. O minte colectivă a mamei Gea, a mamei Pământ, și atunci suntem în alt pas al evoluției omului. Nu e paradoxal totuși, domnule Mironov, că odată cu avansarea, cu pașii ăștia gigantici de care pomeneam mai devreme în zona dezvoltării computerelor, poate mă înșel, dar nu, zic că nu mă înșel, parcă mintea umană se tâmpește pe zi ce trece. Iertați-mă că sunt așa de direct, dar constat oameni în jur care aproape că și-au pierdut abilitatea de a memora lucruri, pentru că mi se pare inutil să memoreze ceva câtă vreme au la dispoziție oricând un Google pe care îl accesează și caută ceva. Copii care nu mai au niciun fel de bucurie de a descoperi, dacă vreți, mulți dintre ei, experimentul științific, de a înțelege lumea din jur, de a săpa în tainele fizice, ale chimiei și așa mai departe, pentru că spun, da, mă uit pe TikTok și o să văd la un moment dat ce înseamnă formarea apei și cum se formează. De 35 de ani avem o școală de vară, revista Știință și Tehnică, o conduce școala asta Sorin Raibanovici, pe o insuliță, îi spunem noi Atlantic Rom. E acolo o bucățică de pământ cu
cu șopârle, cu... Unde vin mulți copii. Da, unde vin? Peste 400, 450, vin singuri, de bună voie și nesiliți de nimeni, și se duc la cursuri. Erau anul trecut 33 de clase diferite. Și în discuțiile care sunt în clasa de sub stejar, o altă clasă este sub sălcile de acolo, o altă clasă, ele sunt așa și lumea e un complet o altfel de școală. Și un băiețel se tot vâra, era într-un leagăl și se tot vâra și el în discuție la oamenii cei mari, până când soția mea l-a pus la funcție. El spune 7-8. Asta e cea mai grea întrebare pentru cei de clasa a doua. Uh-huh. 7-8. Și toți ne-am uitat să vedem cum se descurcă ăla. Și a spus așa, sunt în vacanță. Ah. Bun. Dar mintea îi rămăsese la altceva. Mm-hmm. Și faptul că gândise acțiunea asta, o replicase. Nu, se schimbă omul, atâta tot. Nu vom mai... Dumneavoastră, ca profesor, n-aveți îngrijorări în legătură cu felul în care arată, a spune tânăra generație, că nu vreau să par așa un moș decrepit care să uită, cum să zic, cu dispreț către tineri. Din contră, am copii care sunt tineri, dar mi se pare că există un soi de abandon în ceea ce privește bucuria de a învăța. Nu mă teme deloc. Nu uitați că acum mergem la școală, din 8,1 miliarde de locuitori, probabil sunt 7,2-7,3 miliarde care merg la școală. Pe om, când îl duci la școală, se schimbă. Se schimbă completamente. Dovadă, Suleiman Mustafa, al cărui tată vine din Siria, ar trebui să fie un lumpen proletar pe acolo. Păi Siria, iertați-mă, nu, a spus că are Siria, că totuși Siria are o tradiție. Frate, învăța. Totuși, da, nu, da. Eu am trecut prin Siria și dinainte de Revoluție și știu cum. Totuși, lume săracă, care nu avea universități foarte tare, dovadă că noi românii predam în universitățile Maghrebului și Siriei și Libanului, noi și ungurii și cehii și țările socialiste atunci erau foarte tare la educație. Și iată vine unul ca el, zice, altfel ne gândim. Eu nu sunt iubitor de gadgeturi, n-am încotro, sunt cu ele, nu? Trebuie să vorbesc la telefon. Cel mai tare m-a șocat telefonul mobil la care mă suna, am spus asta adeseori la televiziune, mă suna un prieten din São Paulo. Așa. Totdeauna pe 1 ianuarie la ora 3 noaptea. Și zicea, Alexandru Mironov, te sun de anul trecut. Senzațional, da. Deci toate regulile noastre sunt. Sau, al doua, chinezii, cum bine știm, au stații care se îmbârte în jurul Pământului, ca și cea a multipolarei, Statele Unite, Uniunea Europeană și așa. Acolo, la un moment dat, erau o doamnă și doi domni care țineau lecții pentru studenții de jos. Erau studenți înscriși, fiecare dintre cei trei taikonauți își ținea cursul lui, dar, atenție, stația se învârte în jurul Pământului. Prin urmare, ăștia țin o lecție de câteva minute, își spun ecuațiile și apoi dispar. Elevii, studenții de jos, trec în alte activități și apoi revin, și apoi revin, și apoi revin. Mințile studenților sunt altfel, după cum și ale profesorilor. Iată, asta se va întâmpla foarte curând cu de toate cele. Dorin Prunaru își va ține... Dorin Prunaru, de pildă, vine la cursurile astea de pe insuliță și când apare el, sigur că-i coadă imediat. Bineînțeles. Ne întoarcem imediat după o scurtă pauză de publicitate, domnule Mironov, pentru că i-a spomenit pe chinez și vreau să vorbim puțin despre chinez, că se întâmplă lucruri extraordinare. Revenim imediat după publicitate. Cu scriitorul, publicistul și profesorul Alexandru Mironov. Domnule Mironov, vorbeam înainte de pauza de publicitate despre, sau ați pomenit dumneavoastră, China. În bătălia asta, dincolo de bătălia economică sau militară, sau așa, în bătălia tehnologică, dacă vreți, a tehnologiei, dintre China și Statele Unite ale Americii, că ăștia-și giganții pe acest pământ, pe cine pariați? Armamentul cel mai puternic pe care îl putem avea este cel al înaltelor tehnologii, a spus Xi Jinping la congresul lor, partidului. Uh-huh. Ești bun în asta, stai la masa celor tari, poți să bați și cu pumnul în masă. Dacă nu, te duci după și vezi cum. Ei, ori
la ora actuală, marile puteri în cercetare sunt trei, de fapt, că este și Uniunea Europeană. Dar Uniunea Europeană e dezlălată, nu ca tot ce a fost. Și atunci Statele Unite și China. China a sărit atât de repede înainte. Eu am fost în 1992 în satul Shenzhen. Satul Shenzhen. Și am asistat la un moment în care țăranii veneau cu lopețile și se apucau să sape. 92 sau 91. Când spun țăranii, veneau cu țăranii, înseamnă că veneau un milion de locuitori ai satelor lor. Așa e la chinezi. Da, da. Au început să sepe. La 30 de ani distanță, de ce făceau? Vreau să construiască un oraș care să fie în oglindă cu Hong Kong. Mândria capitalismului imperialist care a trecut în la... Acum e în picioare. Am fost la Shenzhen. Am fost, e la fel ca Hong Kong, la fel de puternic ca Hong Kong. Nostim e că ca să treci dintr-o parte în alta, trebuie să iei geamantanul și să treci printr-un fel de potecă așa între cele două. Dar tot orașe chinezești sunt. Hong Kong fiind mai special. Au mers la școală toți. Vă dau un exemplu. Asta a fost succesul? Asta a fost... Trimite pe Homo sapiens la școală și imediat sunt rezultate. Imediat sunt rezultate. A, dacă îi faci și cale ferată pe care să ia trenul să ducă la școală. Dacă îl urci în avion ca să globalizeze, când mi se pune întrebarea, crezi în globalizare? Răspunsul meu este, dacă s-a inventat avionul, cum să nu cred în globalizare? S-a inventat avionul. Nu degeaba s-a inventat. Șoselele pe care trebuie să mergem și oamenii imediat construiesc în jurul lor și fac. Și am ajuns, la un moment dat, am făcut o călătorie ca jurnalist de știință. Am fost primit unde am cerut să merg și pe Yangtze am mers împotriva, în Amonte, împotriva gravitației, ca să spun așa. Sunt niște ecluzii deosebite și unul dintre jurnaliștii de știință care a venit să mă întâlnească mi-a spus așa. Uite, ca să înțelegeți de ce noi am reușit în 9 ani să schimbăm un fluviu care de milioane de ani trece. Pentru că întâi ne-am dus la un afluent al lui, l-am măsurat, am inventat ateliere, fabricuțe, școli pentru maestri, școli pentru muncitori, universitate de hidrotehnicieni, am lucrat acolo, am construit în mic ceea ce trebuia făcut și am avut răbdare și în câțiva, 5-6 ani, am zis să ne apucăm. Și în 9 ani ne-a reușit asta. Chinezii au răbdare. Sunt o civilizație veche. Deci o civilizație veche n-are cum să dispară. Și-a ținut încă ceva. Sunt o civilizație în care meritocrația e importantă. La împăratul chinez era anunțat de către lordul local că am un pictor deosebit și îl trimit la curtea ta, măria ta. Am un savant care matematică, face rachetă, face nu știu ce. Și acum e la fel. Membrii Comitetului Central sunt toți absolvenți de facultăți cu studii zdravene. Asta înseamnă meritocrație. Lumea occidentală totuși se teme de China. Sigur că se teme. Se teme de ce? De avansul extraordinar, de faptul că ne-ar putea cuceri, poate chiar la propriu, chinezii? Se zice așa, dacă dezbraci orice cetățean al Statelor Unite, da, rufele de sub el sunt în China. Sunt făcute în China. Toate sunt făcute, da, în China. Deci vinde peste tot. India, țară care se opune comerțului cu China, că sunt prea apropiați, exact, se teme de moarte că dacă deschid frontierele, chinezii imediat invadează cu miliarde de produse și atunci industriile locale nu mai funcționează, ca să le dăm seama. Deci chinezii știu să facă de toate. S-au apucat să facă trenuri. La ora actuală au 35.000 de kilometri de cale ferată, între care vreo 15.000 sunt de tren grandă viteză. Care merge. Eu am mers în Shanghai până la aeroport cu 410 km la oră, cu trenul. 410 km la oră. Nu poate să se urce doi, să zicem, poeți și să zică eu fac un tren de 400. Nu se poate. Trebuie să fie un specialist în domeniul ăsta. Și au făcut specialitate. Când ai 1.400.000.000 de locuitori și îi duci la școală, rezultatul este inevitabil. Peste 20-30 de ani, India va zice, noi vă spunem cum trebuie făcut și trebuie să le luați India, în seama. Da, 20-30 de ani. După aceea, Africa. Dar de ce India? Explicația este istorică. Și iertați-mă, stați puțin, Occidentul unde încape în ecuația asta? Moare? Am trecut, nu. V-am recomandat o carte, Factfulness. Da.
În Factfulness, înainte de emisiune, una dintre declarații este așa. În jurul anilor 2080, 80% din bebelușii care se vor naște vor fi mulatri. 20% e pentru omul alb. Ne-am încheiat menirea. Noi suntem civilizația... Mă speriați, domnule Mirea. Dragul meu, dar de ce să... Noi suntem civilizația greacă. Asta suntem toți. Grecii s-au răspândit peste tot. Grecii au ajuns peste tot. Grecii au ajuns și tehnologia s-o împingă până în Asia, dar Americile sunt cucerite de noi, parte din Africa. Asta a fost... Gata, a venit timpul altora. Cel mai mare specialist de... Deci imperiul lumii occidentale, spuneți dumneavoastră, e la în crepuscul, e la apogeu, e la... Se transformă. Se transformă cu totul. Mm-hmm. Dar se transformă, uitați cum vine Suleiman Mustafa și zice, inventez eu altceva. Am văzut că vă ocupați cu internetul, că vă plac să lucrați cu biții, hai să vă învăț și mai tare cum să facem asta. Și vine cu DeepMind, în care face o demonstrație într-o carte de Coming Wave, valul care vine, o demonstrație grozavă despre cum s-a apucat de lucru. În primul rând, mare impact a avut victoria lui Deep Blue, calculatorul asupra lui Kasparov la șah. Da. Eu am fost în muzeu a IBM-ului, l-am văzut pe Deep Blue, care e un dulap, de 2 metri înălțime, albastru, un dulap. Alături însă, ce înseamnă un meteor în scenă, așa, alături e poza lui Kasparov, care stă să se prăvălească, așa, e izbită în male capului de înfrângere. Jocul de Go însă este mult mai complex decât șahul. Nu s-ar crede, dar așa e. Asia joacă jocul de Go de 4.000 de ani. La jocul de Go sunt mari maestri pe care nu-i știm noi, lumea asta occidentală. Există și un campion mondial, se numea Sodol, la un moment, acum vreo 5 ani. Și s-a dus toată lumea bună a inteligenței artificiale să asiste la bătălia dintre Sodol și la Go și un computer. Și l-a bătut computerul. Nu l-a bătut de la început, a pierdut vreo 4 partide până a învățat, pentru că asta e șmecheria. Este learning machine, mașină care învață din tot ce face. Și învață și ea mai repede și lucrează mai repede. Și asiatici au mâncat bătaie la Go și barema asta, aici le-au adus umilința mașinile, umilința pe care trebuiau să o aibă. Acum că tot ați adus din nou discuția și a devenit interesantă pe chestiunea asta, faptul că mașinile acestea învață în permanență, orice, și un SMS dacă trimitem în acest moment, computerul ia ceva din acel SMS, mai prinde o frază, o ceva, ca să nu mai spune de, sigur, miliardele de informații schimbate în fiecare fracțiune de secundă. Omul la ce va mai fi bun în viitorul? Ca să inventeze mai departe. Cine se gândea? Păi ăsta va deveni la fel precum computerul a devenit mai bun decât Kasparov. Fratele meu, dar acum 5 ani nu exista Deep Mind. Asta păi nu exista. Exista acum 5 și a venit ani, cineva care a zis, eu și cu ăștia ai mei, noua populație britanică, și are loc aici o răzbunare a Imperiului Britanic, a fostelor colonii din Imperiul Britanic, pentru că s-au repezit în Marea Britanie, au cucerit-o. Și primarul, și au trezorierul. Și premierul. Dar iată, și la nivelul savanților. Au luat premiul Nobel la literatură. Deci vă dați seama. Într-o limbă pe care indienii au învățat-o de la ocupanți. Numai dacă iau pe Tagore, de pildă. Prin urmare, a venit un moment în care cineva a sărit și a zis, eu știu cum e cu Deep Mind, îți arăt cum. În demonstrația pe care mi-a făcut-o de curând academicianul Gheorghe Ștefan, suntem încă nesiguri de ceea ce face inteligența artificială. Adică numai probabilistic poate să nimerească. Adesea dă chixuri nostime cu totul și cu totul. Ați văzut ce se întâmplă când întrebi ChatGPT la un moment dat îți dă niște... Da, învață, îți dă greșeala odată. Ți-l dă pe papa... Da, a doua oară nu-ți mai greșește din nou. Și toate astea sunt etape, urmează o altă etapă. De la chatbot-ul au fost primele și de la chatbot-ul s-a apărut ChatGPT. Nu intru în detalii că nu le cunosc, nu le știu. Și trebuie să vă spun un secret, nu le cunoaște nimeni.
Noi nu știm ce e înăuntru mașinilor. Cu atât mai mult, în contextul acesta, nu credeți că ar trebui pusă, n-am să o spun eu, a spus-o Elon Musk, hai să ar trebui să încetinim puțin acest proces de dezvoltare a sistemelor de tip inteligență artificială până înțelegem puțin cum funcționează și ce se întâmplă. Ca nu cumva să ajungem în situația în care să spunem, hai, de dragul de a le vedea dezvoltându-se, să ajungem să creăm... Hai să vă pun o întrebare simplă și pe care o evităm cu toții. Vă imaginați cum încercați să vă imaginați cum funcționează motorul termic, motorul cu explozie din automobilul dumneavoastră? Am trecut pe electrică, da, mă rog. Așa. Electrică e și mai ușor. Da. Dar acolo, înăuntru, se întâmplă niște explozii. Da. Câte se întâmplă? Păi, vedeți că scrie turație înmulțiți cu 1000. Uh-huh. Ia încercați să vă închipuiți cum arată 64.000 de turații care se întâmplă. Îți poți închipui asta? Cum se întâmplă acolo? Dom'le, nu dai mașina mea, mă urc în ea și ce mai pasă? Adică multe lucruri ne înțelegeți. Ați văzut vreodată la față curentul electric? Nu. L-a primit cineva, l-a luat, l-a domesticit, uite-l împi... Nu mai e, el a dispărut, e în pereți. E în pereții civilizației noastre, s-a dus peste tot. Asta e, așa se face și cu și ce a făcut DeepMind asta, cu chatbot-ul ăștia. Vor intra peste tot în jurul nostru și Suleiman Mustafa zice așa, eu vă ofer fiecărui cetățean planetar un servitor. Un sclav, un robot care să fie la dispoziția noastră. Nu un robot care să aibă brațe și să mă aducă pahare. Și... Astea sunt fleacuri pe care le fac automatiștii. Ci un specialist în a ține minte tot ce am eu, în a face toate relațiile mele, în a-mi rezolva toate cele. Stă lângă mine, e mic, e atâta de înalt. Dar, în curând, companion, un contabil, un profesor, un orice, da? Da. Ceva cu care să... Și asta zice, vă spusesem înainte să intrăm în emisiune, despre Ministerul Viitorului de la Emiratele Arabe Unite. Nu ar trebui să aibă fiecare țară acum, la ora la care discutăm, un Minister al Viitorului? Aici e rezolvarea. Ce? Că ne punem problema. Cum convinge Ministerul Vâscus al educației, dar nu numai la noi așa. Ce bine l-ați descris așa, vâscos, într-adevăr. Da. Cum convingem să schimbe lucrurile, să punem jucăriile astea pe masa copilului de clasa a patra? Să-i dau să citească Robinson Crusoe în clasa a întâia, a doua, să-i pun trei unelte și să-l învăț să le miște, să-l organizez într-o călătorie de la pământ la lună, prin a doua, a treia, cam așa, și, pe urmă, după clasa a patra, a cincea, să-l urcă în astronava metaforică și să-l trimit să caute alte planete pe alte stele ca să-l pregătesc. Asta au făcut americanii totdeauna. Isaac Asimov și toată generația de scriitori de SF erau în manualele de școală. Se predau la școală. Da. Copilul citea, căpătea gustul de aventură, înțelegea că despre asta va fi vorba în curând, și căpăta și politic o valență în plus. Putea să voteze pe cine trebuie, când trebuie, pe acela care dezvoltă societatea și trimite americanii pe lună. Dar știți că eu, ca părinte, domnule Mironov, sunt în momentul de față într-o dilemă, numai eu și soția și ca mine milioane de alte asta e foarte bine. Cupluri care au copii mici. Sunt într-o dilemă și într-o zbatere foarte mare. Și eu și, cum spuneam, soția, dar și profesorii și copilul meu sau învățătoarea. Cât îl lăsăm în momentul de față să stea în contact cu această tehnologie? Pentru că puștoaica mea, în clasa a doua, la fel ca mulți din generația ei, ar sta foarte mult dacă s-ar putea. Aproape toate nu s-ar duce la școală, sunt convins. Dacă îi lăsa în fața unui computer, a unei tablete, la un moment dat. Da? Însă, asta, tu vrei ca părinte să-l vezi pe copilul ăla și cu o carte în mână. Vrei să-l vezi ieșind și afară pe stradă, bătând mingea, jucându-se jocurile copilăriei mele, tale, ca părinte, da? Cum faci să împaci? Care să fie acel echilibru? Cum îl găsești? Nu știu să vă răspund păi la nici asta. Eu. Dar, dramatic. Eu am învățat să citesc pe la 4 ani și jumătate. Mm-hmm. Deja, de atunci am... Mama ne fugărea și pe mine și pe fratele meu noaptea, pentru că citeam la lanternă. Da. O să vă stricați ochii, o să vă fie greu. S-a dovedit că nu e greu. Miile de cărți pe care le-am citit mai mult decât alții m-au ajutat să... Eu sunt un produs al meu însumi datorită bibliotecilor prin care am trecut și le-am folosit. Prin urmare, era temerea asta și atunci. Acum e altfel.
E complex și cu totul altfel. Mai învățăm să recităm pe din afară, eu știu, din Odele lui Virgiliu? Nu, nu mai așa. E altfel, e o altă lume. Ne-am dus în cu totul și cu totul altă lume. Nu, de care nu trebuie să ne speriem. Începusem să vă spun Ministerul cu chinezii Vitale. Care și-au făcut, l-au făcut un, rus, un fluviu să curgă la deal. Chinezii au răbdare. Uh-huh. Au zis, ne apucăm să facem asta și în 20 de ani o facem. Ne ducem pe lună și vom instala. Eu cred că atunci când programul ăsta pe care l-au americanii de a stabili o stație pe lună, asta se va întâmpla repede, în 2-3 ani va fi acolo, s-ar putea întâmpla ca niște taiconauți să aștepte cu ceai pe americanii care vor veni acolo. Chinezii, da. Nu spun, dar fac. Da. Nu spun, dar fac să duc la. Iar proiectul noul drum al mătăsii, al chinezilor, care, atenție, a fost inventat de Alexandru Macedon. Deci un european a inventat drumul mătăsii. După ce a plecat în campania lui traversând Asia până acolo și a lăsat generalii regi în diverse locuri, s-a dus frumos în Egipt, s-a întors la... Și când el a dispărut, ideea că putem să facem comerț între și între și între și între a rămas și caravanele au început să străbată deșertul, repet, e o invenție a europenilor. Și a rămas drumul mătăsii cu capitalele în orașele Asiei Centrale. Atunci era pentru comerț drumul mătăsii. Astăzi, dacă i-a scurs pe american, noul drum al mătăsii pe care îl văd chinezii este un drum al mătăsii care, de fapt, vrea să impună hegemonia chinezească. În revista pe care v-am lăsat-o, aveți un episod din drumul mătăsii. Eu am 38 de episoade, un foileton despre drumul mătăsii. Am fost la curent de la bun început. El n-a început de mult, din 2013. A anunțat Xi Jinping în Kazahstan și urmează să apară o carte. Deci, probabil în mai, le strâng pe toate astea și vă dau un fel de jurnal de iubitor de proiecte planetare și cel mai important proiect planetar este cel al, acesta al chinezilor, care imaginează așa, 6 drumuri, căi ferate și autostrăzi, care pleacă de la Oceanul Pacific și ajung până la Marea Neagră, trec în Europa, trec prin Moscova, trec cu Uralii, trec prin Moscova, Uralii și se duc până la asta. Deci 6 căi, care înseamnă căi ferate, înseamnă autostrăzi, înseamnă căi de transfer energetic de la Baikal, unde sunt cele mai mari rezerve de gaz ale planetei, pleacă spre China, drumul Sila Sibirii, se cheamă puterea Siberiei, și, atenție, căi de transmisie a cunoașterii. Asta sunt poate cele mai importante. Deci, datorită internetului, se poate ca tot ce știu eu aici, în partea asta care se spune e Europa, să ajungă la tine, ceea ce s-a întâmplat. Chinezii spun, acum e timpul să dăm și noi înapoi, să vă învățăm și pe voi să judecați cum judecăm noi. Și poate că în viitor va fi Homo Europeus, care să aibă cele două emisfere dezvoltate și pentru partea de est și pentru partea de vest și să se transforme urmașele dumneavoastră și copiii și copilele lor în altceva altfel. Homo sapiens merită mult mai mult decât să fie soldat într-un război tâmpit pe care un oligofren îl... E o mizerie să vezi lumea. Noi discutăm aici despre... Ne gândeam că vom merge numai... Banii vor merge spre această cercetare extraordinară și ne trezim cu o mizerie de război, cum bine a spus, da, care ne duce înapoi spre înarmare, spre cursa înarmării. Ne-am întors în anii 70-80 cu cursa înarmării. Asta mi-e greu să înțeleg. Păi... Ce trebuie, adică vrea să rămână în istorie Vladimir Vladimirovici Putin, cum îl cheamă, ca cel care a refăcut Imperiul Rus de pe vremea țarilor. Probabil, da. Bun, nu mai poate un pic de minte istoria recentă o arată. Ucraina n-au putut să o cucerească. Există butonul nuclear? Adică, dincolo de oamenii ăștia, există și nebunia asta cu butonul nuclear. Da? Acum, nu, da. Nu poate să funcționeze. Nu mă mai hazardez să spun asta, întrebat la într-o emisiune de televiziune, va fi război mâine Ucraina-Rusia? Eu am spus, nu poate să fie, doar să uite unul în ochii celălalt.
Și s-a întâmplat. Totuși să ne întoarcem. Era o poveste foarte frumoasă, mai avem câteva minute. Tot ceea ce înseamnă la ora asta, dezvoltarea asta accelerată, are niște costuri extraordinare în energie. Nevoia asta va fi a viitorului. De unde scoți energie? Pentru că asta, combustibilii fosili, vedem că e o etapă deja trecută. Da? Deși nu cred că vom avea în următorii 10 ani o renunțare completă la, sau majoritară la combustibili fosili. Va dura destul de mult tranziția asta. Am citit câteva cărți care spun că o jumătate de secol ne ia în continuare. Dar de unde atâta energie? Totuși, de la soare? De la soare. Soarele? Soarele lucrează pentru noi. Deci nu centralele atomoelectrice? Vor fi și centralele atomoelectrice. Da? Vor fi și eolienele, care înseamnă tot soare. Da, care, da. Dar dumneavoastră pariați pe soare. Asta eu este, cred da? Că și asta ar trebui noi jurnaliștii să țipăm tare. România este o mare putere energetică. Cu potențial, nu numai de la soare. De la hidrocentrale. Sistemul hidro e la noi bun. Îmi spunea fostul ministru Anton că sunt 3 hidrocentrale prostește oprite pe Jiu. Uh-huh. Niște ONG-uri au reclamat că broaștele nu trec. Da. În realitate sunt niște bani puși de niște vecini doritori să oprim dezvoltarea. Deci eu, cu zăcămintele de gaz din Marea Neagră, e o țară care poate conduce balul în partea asta a lumii. Asta ne va da și mai mare putere, cu condiția să găsim și elementele de lideranță care să știe să descurce. Felicitări pentru avocații ăștia grozavi care au câștigat acum procesul. Ar trebui ăștia crescuți, puși, să reinventeze România. Dumneavoastră credeți că România, ați văzut-o și din perspectiva unei etape politice, o studiați și ca om foarte atent la societatea românească, spuneți că avem un potențial extraordinar. Ne lipsește un soi de curaj să îndrăznim la un moment dat să mișcăm lucrurile într-o anumită direcție, să facem aceste salturi. Uite, pe model chinezesc, dacă vreți. Luăm acum, că l-ați pomenit. Dar poate să fie și modelul american, din alte... Hai să vă mărturisesc un moment istoric important. Eram consilier al președintelui Iliescu și din partea ambasadei Chinei îmi vine o cerere. Să fiu de acord... Să vină cineva de la ambasadă, ce spun, asta e anul 1990-91, să le explic ce se întâmplă pe străzile Bucureștiului. De ce? Pentru că dacă se întâmplă la noi ce se întâmplă la voi, se va face o gaură până în mijlocul pământului. Fiindcă noi suntem 1 miliard și nu știu cât miliard. I-am spus președintelui Iliescu a zis foarte bine, bineînțeles, stai de vorbă. Și din partea lui Li Fengli, care era un tip extraordinar, de la noi a plecat ambasador la Moscova. Așa. Deci era... Îmi venea mereu cineva care mă întreba, dar de ce au defilat ăștia și ce au strigat așa? Dar ce le-a trebuit cu tale și cu tale? Era perioada protestelor. Da. Erau proteste, stăteau să-l bată pe săracul Gelu Voican Voiculescu, parcă-l văd asta. Și chinezii vreau să știe, se pregăteau. Urma să se întâmplă și la ei. Recent, fostul premier Adrian Năstase a fost în China invitat de guvern și a venit cu o explicație de ce totul se spionează, se cercetează de câte camere de luat vedere de peste tot. Pentru că suntem 1.400.000.000. Asta e expresia. Ar fi haos dacă se întâmplă. Nu se poate altfel, nu? Barack Obama a spus de altfel, și asta, un intelectual extraordinar, acest Barack Obama, a spus, dacă vrei securitate, trebuie să te lași spionat. E cam trist. De ce să fie trist? Nu știu, pentru zi de aia de lume. Dar de ce să fie trist? Deci eu nu vreau să vă fur cu nimic, nu vreau să mă furați. De ce să fie trist așa? Dumnezeu, să fie o lume transparentă. Mulțumesc, domnule Mironov. A fost o bucurie și că ați trecut din nou pe la noi prin studioul emisiunii Sub semnul întrebării. Vă mai așteptăm, să știți. Da? Rămânem alături de știință și tehnică, să spunem așa. Mulțumesc, doamne și domnule. Ne revedem. Toate bune.